Am pomenit întreagăt data trecută când am vorbit despre Bardotodol și despre Cartea Egipteană a Morților. Vă propun pentru astăzi să zăbovim ceva mai temeinic asupra ei. Tradus în limba română, papirusul funerar al lui Ani de către editura Herald ne permite accesul în cea mai intimă și profundă gândire a Egiptului antic. Herodot spunea că egiptenii erau la vremea respectivă cel mai credincios dintre toate popoarele lumii. Este clar că până la apariția creștinismului, egiptenii au demonstrat cea mai constantă preocupare față de moarte și a enigmelor ei, fapt ce și-a pus amprenta pe întreaga lor viață socială și spirituală. Marii preoți cunoșteau foarte bine puterea infinită a Logosului și credeau că prin anumite procedee magice și ritualuri secrete puteau controla călătoria sufletului către lumea cealaltă. Practic, ei propovăduiau un Egipt etern, non-material, unde zeii trăiesc de-a pururi, invitându-i și pe cei mai virtuoși dintre oameni să locuiască împreună cu ei. Această idee s-a transmis mai târziu, devenind conceptul iudeo-creștin al Ierusalimului ceresc. Lucrarea la care ne referim cuprinde corpul relativ mare de texte mortuare, care erau de obicei copiate pe suluri de papirus și depuse în înmormântările din Regatul Nou. Barry Kemp, profesor emerit de egiptologie la Universitatea din Cambridge, în cartea sa How to Read the Egyptian Book of Dead, cum să citim Cartea Egipteană a Morților, scrie așa: Cartea Morților, prin intermediul vrăjilor sale, conferea posesorului puterea de a naviga cu succes pentru eternitate prin diferitele tărâmuri ale lumii subterane. Așadar, aceste texte îi pregăteau pe egipteni pentru viața de după moarte. Foy Scalf, șeful arhivelor de cercetare de la Universitatea din Chicago, care deține un doctorat în egiptologie, susține că vechii egipteni foloseau cuvântul pentru a desemna fiecare compoziție. Cuvântul este în general tradus prin vrajă sau rostire și este scris cu hieroglifa unei guri umane, deoarece termenul era legat de invocare. Capitolele Cărții Morților descriu unele dintre lucrurile pe care o persoană decedată le putea întâlni în călătoria sa spre Egiptul etern, cum ar fi, de exemplu, ceremonia cântăririi inimii, în care faptele unei persoane erau cântărite în raport cu pana zeiței Maat, o zeitate asociată cu justiția, iar trupul defunctului putea fi reînnoit în viața de apoi, lăsând persoana să navigheze într-un loc cu, citez, zei, demon, locații misterioase și potențiale obstacole. Scopul acestor eforturi, de multe ori extrem de costisitoare, era depășirea barierii dintre viață și moarte și ajutarea sufletului defunctului de a ajunge în Egiptul etern. Iar pentru aceasta era absolut imperios invocarea Logosului Sfânt prin formule magice prin care înalții preoți egipteni credeau că pot controla și chiar subordona fenomenul morții. Cel mai lung dintre manuscrisele de papirus are o lungime de peste 30 de metri, iar ultimele exemplare cunoscute au fost create în secolul 1 sau 2 după Hristos. Pe lângă ritualurile de pregătire ale trupului celui decedat în vederea efectuării călătoriei postume a sufletului ce se desparte de trup, se puneau în mormânt texte conținând formule magice, cuvinte de putere, rugăciuni, un ghid care să-l îndrume spre a ajunge la ținta supremă, respectiv de a se odihni la sânul lui Ra în preajma lui Osiris. Și acest concept a ajuns până în profunzimile religiei iudeo-creștine, care ne vorbește de cei drepți care se vor odihni la sânul lui Avraam. Totalitatea acestor texte, scrise de obicei pe papirusuri, așezate în cutele bandajelor mumiei, alături de aceasta, sau inscripționate chiar pe una dintre fâșiile de pânză care îmbrăcau mortul, alcătuiesc, de fapt, Cartea Egipteană a Morților. Textele au fost publicate inițial în anul 1842 de către Carl Richard Lepsius. Imediat după publicare, cartea a stârnit controverse aprinse. Mulți cercetători au considerat-o rodul unei alienări la scară națională. Însă, alții le-au acordat valențe ale unei metafizici savante, fiind fascinați de universul fantastic pe care textele le evocă atunci când descriu universul lumii de dincolo. În concluzie, am putea spune despre Cartea Egipteană a Morților că este o adevărată culegere de texte funerare cu surse variate.
ele însoțeau în lumea de dincolo cele mai importante figuri ale Egiptului antic, de la faraoni, înalți dregători, până la egipteanul de rând. Este pentru prima oară în istoria umanității în care vedem că există credința în viața de apoi.